Bună ziua, dragilor! Sunt Marian și în acest tutorial mi-am propus să vă prezint cum puteți realiza o resursă digitală de tip cuvinte încrucișate folosind platforma Learning Apps. Primul pas este să accesați meniul Alcătuiește exercițiul. Din interfața ce se deschide, va trebui să folosiți instrumentul Cuvinte încrucișate. Acesta este instrumentul care vă interesează pentru a realiza jocul, resursa didactică respectivă. Fereastra următoare vă prezintă un exemplu cu un astfel de joc realizat de către un utilizator al platformei. Ar fi bine, dacă n-ați mai construit sau n-ați mai vizualizat astfel de resurse, să rulați exemplul dat pentru a vă da seama cum se rezolvă acest tip de joc și cum se vede acest tip de joc din perspectiva elevului. Dacă sunteți mulțumiți de ceea ce ați constatat, veți trece la pasul următor, Alcătuiește exercițiul nou. Interfața ce se deschide are mai multe casete pe care va trebui să le completați pentru a realiza resursa respectivă. În primul rând, trebuie să dați un nume resursei voastre. Eu am pus numele noțiuni geografice, se va adresa elevilor de clasa a patra. La definirea cerinței ar trebui să scrieți în cuvinte cât mai puține o cerință destul de clară pe care elevii să o înțeleagă foarte ușor pentru a rezolva joculețul. Identificați în careul de cuvinte noțiuni geografice specifice reliefului. În pasul următor va trebui să alegeți o imagine de fundal. Aveți opțiunea Alege imagine. Puteți să încărcați o imagine, să dați o căutare pe Wikipedia, să o încărcați de acolo, sau să introduceți link-ul către o imagine de pe internet, să vă încarce aici, sau pur și simplu să o încărcați din calculatorul vostru, din sistemul vostru. Eu am o imagine descărcată în prealabil și mi-am încărcat imaginea. Aici, de la mărime, puteți să vă editați imaginea, să o măriți sau să o micșorați, să o redimensionați cum doriți voi, după care veți folosi discheta pentru salvare. Și totodată puteți să și tăiați din imagine, să o transformați, să scrieți pe ea, să adăugați text sau alte forme. Eu am să las imaginea așa simplă cum este ea. Și acum, efectiv, va trebui să scrieți cuvintele pe care elevii vor trebui să le găsească în careul de cuvinte. Primul cuvânt va fi podiș. La notificare nu este obligatorie, dar eu zic că ar fi bine să o puneți. În cazul acesta, eu am să vin și cu o scurtă definiție a acestei noțiuni de podiș. Am să o copiez, nu mai stau să o scriu acum. Am terminat cu primul cuvânt, adaug un alt cuvânt. Câmpie. Iar o notificare. Am să scriu o definiție scurtă pentru noțiunea de câmpie. Adaug un al treilea element, și anume lungă. Adaug o notificare. Eu le copiez ca să nu mai stau să le scriu. Adaug un alt element. Munte. O notificare. Și ultimul element. Dar. Și o notificare și pentru dar.
Dacă doriți să mai adăugați elemente în continuare, puteți să folosiți acest buton Adaugă elemente. Mai departe. Permite căutarea în diagonală, adică în careul respectiv, cuvintele să se regăsească și în diagonală. Dacă o bifăm, platforma va amesteca literele astfel încât cuvintele să se găsească și pe diagonală. Dacă vrem să-l lăsăm mai simplu, nu bifăm această opțiune. Acum depinde ce doriți voi să faceți. Arată cuvintele căutate. Pentru a ușura tema, puteți indica deja cuvintele căutate. Eu zic să o lăsați așa. Acum depinde de gradul de dificultate pe care voi vreți să-l dați careului de cuvinte. Eu am să-l las așa, urmând ca voi să probați și bifând această opțiune. Afișează indicii. Dacă doriți să dați indicii pentru cuvintele voastre. Eu am să o las așa simplă. Dacă vreți să se folosească litere mari sau litere mici. Dacă doriți să fie cu litere mici, bifați litere mici. Dacă doriți cu litere mari, îl lăsați așa cum este. Caracter de umplere. Puteți enumera caracterele de completare care vor fi utilizate pentru câmpurile nefolosite. O să vedeți în momentul în care se realizează careul că platforma pe câmpurile nefolosite pune niște litere. Dacă voi doriți să se pună anumite litere pe care vi le doriți, voi le scrieți aici. Dacă nu doriți, le lăsați așa și lăsați liber câmpul și lăsați platforma să-și facă singură treaba la amestecul literelor. Iar la sfârșit, feedback-ul. Puteți să-l lăsați pe acesta sau pur și simplu să scrieți un alt feedback. La asistență, dacă doriți să mai dați ceva indicii, dacă nu, nu este obligatoriu. Folosiți, lansează și previzualizează. Temă. Indicați în careul de cuvinte noțiune geografice specifice reliefului. Și aici aveți efectiv cuvintele în acest careu de cuvinte. Haideți să încerc să le găsesc și eu. Podiș. Observați în partea dreaptă la 1. A apărut cuvântul și notificarea pe care noi am scris-o. Mai departe, ce cuvânt mai aveam noi pe acolo? Câmpie, parcă. Uitați, dealuri. Dealuri. A apărut deal cu notificarea pe care eu am introdus-o. Ce mai aveam? Munte. A apărut munte cu notificarea respectivă. Și în felul acesta, elevul va trebui să identifice toate cuvintele respective și totodată își va reaminti, va face și o scurtă recapitulare a ceea ce înseamnă fiecare dintre noțiunile respective. Dacă sunteți mulțumiți de ceea ce ați vizualizat, salvează exercițiul și mai departe, tot ceea ce veți avea de făcut va fi să copiați linkul, să-l trimiteți cum doriți voi către elevi pe o pagină de Facebook, pe un grup de Facebook, pe Google Classroom sau pe orice altă platformă de învățare sau pe mail sau pur și simplu să le dați codul QR să-l scaneze și să acceseze singur exercițiul. Evident, puteți să și descărcați arhiva, dar mare atenție, am mai spus într-un alt tutorial, arhiva odată descărcată, chiar dacă poate fi rulată, totuși are legătură cu codul pe care voi l-ați introdus aici, cu jocul de bază pe care l-ați introdus aici. Dacă se va șterge de aici din platformă în joculețul respectiv, arhiva nu va mai funcționa. Dragii mei, spor la lucru! Vă salută cu drag, Marian!